Jumătate din ambalajele alimentare din plastic ar putea fi eliminate sau înlocuite, asta arată un studiu realizat în Marea Britanie. Parte din Green Deal, România s-a angajat să reducă poluarea până în 2050. Alternativele pentru mai puține deșeuri din plastic sunt deocamdată prea scumpe pentru țara noastră. Sticla, spre exemplu, atrage costuri mari atât pentru producători cât și pentru cumpărători, dar și pentru reciclare. Sala de sport, locul unde nimeni nu vine fără o sticlă de apă, majoritatea din plastic. Ți-ai adus sticla de apă cu tine? Da, aici, spatele meu, da. Și de ce alegi sticla din plastic? Pentru că termosul meu era acasă. Rare ori văd să fie comercializată apă în sticlă de sticlă. Mai des găsesc în sticlă de plastic. Păi apă dintr-un recipient din plastic. Da, e o excepție. În mod normal am un bidon reutilizabil pe care l-am cu mine peste tot. Dar acum e o excepție pentru că am venit de la Brașov și l-am uitat acolo. Sticla. Din motivul eco-friendly, evident, poți să le reutilizeze mai multe ori, plasticul se îmbâcsește. Înghițim aproximativ 5 grame de plastic pe săptămână, echivalentul greutății unui card bancar, arată un studiu World Wildlife Fund. Acest microplastic ajunge în organismul nostru prin mâncare, apă și chiar aer. O alternativă pentru sănătatea oamenilor și a planetei ar fi sticla, dar înseamnă costuri mari pentru companii, iar România încă nu are o fabrică de procesare a acesteia. Sticla este un ambalaj greu care generează multe emisii în transportul ei, multe emisii în spălarea sticlei. Speranța mea este aceea de a procesa, respectiv de a recicla cât mai multă sticlă din ceea ce colectăm din sistemul garanție returnare. Astăzi constatăm că sunt cantități însemnate care pleacă din România spre a fi reciclate în alte țări. Aproximativ 40% dintre retaileri se tem că vor pierde clienții dacă schimbă modalitățile de ambalare a produselor, arată un studiu realizat de o companie din Marea Britanie.